La un pas de tragedie, un tânăr în vârstă de 20 de ani din județul Olt a ieșit cu mașina în decor pe autostrada Pitești-București. Acesta era nedormit de 3 zile, iar la limita dintre județele Argeș și Dâmbovița a dormit pur și simplu la volan, iar mașina a luat-o pe câmp. Cei care l-au văzut au mers la el, l-au scos din autoturism și au chemat autoritățile. Șoferul a avut noroc că mașina nu s-a răsturnat. Cum te numești? Cum te numești, mă? Cum te numești? Cum te numești? Că te vede cineva. Bărbatul era înghețat bognă. Când l-au văzut în această stare, polițiștii au chemat imediat ambulanța. Un echipaj din Dâmbovița l-a transportat de urgență la spital. E cam închilozat așa, că e o injecție de aia. L-am găsit cu spume la gură și cu un pic de sânge, să zic așa. Aia își mușcă limba de acolo. Da. Păi am pus să-l înțepe în deget. Cu un bol, cu un act. Vorbește frumos, că vor să te ajute. Inițial, polițiștii au crezut că fie a băut, fie este drogat. S-a stabilit ulterior că era într-o stare avansată de hipotermie și nu dormise de 3 zile.